Sau și bine, Maxi, la un nou episod din The Long Dark. Hai să continuăm. Vreau să merg la căbănuțele alea mici de acolo. Știu că sunt lucruri bune în ele. Dar faza e că sunt niște lupi pe aici și trebuie să avem grijă. Oricum, să vedem câte ceasuri. 5. Să trebuiască să găsim și o cabană de aia mare în care putem să facem focul. Știu că e una acolo, parcă, dacă mergem tot înainte. Dai să vedem. A început să obosească. Sunt doi lupi acolo. Bun. Un om mort pe jos. That'll come in handy. Interesant totuși că... Ah, use knife? Ce, poți să pescuiești? Fishing tackle is required for ice fishing. Holy shit, putem să găsim o chestie și putem să pescuim în astea. Nici nu știam. Herbal tea, flare. Păi așa e fain. Păi îți găsești o grămadă de mâncare așa. Bine, noroc că aveam cuțitul, că altfel nu puteam să fac nimic. Dar... Interesant. Cabana aia de acolo, din depărtare, acolo o să mergem și o să dormim în noaptea asta. Dar până acolo, hai să vedem ce e și în asta micuță de aici. Astea sunt special făcute pentru pescuit. Pur și simplu oamenii vin aici, stau aici înăuntru și fac căldură și asta. Unde-i lupul ăla? Deci fac căldură și asta. Și stau aici pur și simplu și pescuiesc. Cred că e foarte plăcut. Nu știu câți dintre voi mergeți la pescuit. Bine, nu pescuit de ăsta. Dar mă refer așa la pescuit. N-am fost niciodată, dar... Sună interesant, cel puțin. Cred că m-aș plictisi destul de repede. Nu cred că am răbdare. Dar probabil că e o experiență destul de relaxantă. Încă puțin și ajungem la cabana aia unde trebuie să fim. Faza e că se face noapte deja. Și s-ar putea să vină și o furtună, ninge destul de tare. S-ar putea să vină și o furtună de aia și dacă te prinde furtuna pe afară ești mort. Că practic nici nu mai vezi pe unde mergi. De asta nu vreau să mă prindă noaptea pe aici. Asta e Mystery Lake. Prea mai poate să meargă. Să trebuie să... Da, e camp office-ul ăsta. Asta o să facem noi focul aici. Ne apucăm de mâncat și o să facem tot ce trebuie. Sunete creepy. Bine, asta nu e un joc horror. Nu e un joc horror, dar oricum, faptul că ești singur pe aici, te face să te simți un pic ciudat. Fatig, da, suntem foarte obosiți. Hai să mergem la food and drink, condensed milk. Mâncăm niște lapte, adică bem niște lapte. Așa. Equipment, food and drink, pork and beans, cold, military grade MRA. Astea sunt bune, îți dau calorii calme. Bun, am și acum să bem ceva. Când e și sete. Summit soda, cred că e în regulă. Yep, și totul e în regulă acum. Nu ne e nici foarte frig, doar că suntem obosiți. Ar merge să facem un foc, tinder plug, kerosene. Start fire. Și acum băgăm ăsta și un fire log. Avem 4 ore. Să facem și un o cafea. Sau nu, hai să facem herbal tea mai degrabă. Sigur e furtuna afară, auziți?
cum se aude. Herbal tea și facem și un pork and beans care e cold. Use knife. Acum îl gătim. Bun. Snow, hai să facem 2 litri. Sau hai să facem 3 litri de apă. Și pe asta, tot așa 3 litri, îi dăm să o clocotim. Să o fierbem. Și avem 3 litri de apă potabilă. Bun, acum vom dormi la ora asta. Până dimineața la 7. Sper să fie ok. Să nu ne fie nici foarte frig. Nu vom avea focul ăla foarte mult, dar na. Condition 95%. Dehydrated. Să bem rapid apă. Oh. Bem niște herbal tea. Am supraviețuit o zi și 35 de minute. Pinnacle Peaches. Shatterst Hunger. Și o să-l trimit să ia niște lemne, cred. Că nu mai avem lemne și prea pot supraviețui și fără. Pork and beans opened. They cold, water potable. Să dăm să bem niște apă. Și tot e în regulă. Acum vom merge aici, harvest. A, poți să scoți din... Ia ce tare. Primim winter coat, poți să iei clot din fiecare item pe care îl ai, sau cel puțin din haine, poți să scoți clotul. Din snare poți să iei reclaimed wood, new sprint tinder plug, simple tools poți să iei scrap metal. Dacă ai putea să folosești clotul pentru foc, ar fi o chestie, dar nu te lasă. Log. A, îți spune exact ce ai făcut și la ce oră. Ah, interesant. Forage wood. Ok, estimated calories. Tools used, nu prea am tools. Hai să luăm niște lemne. Cinci tinder plugs. Ok. Băgăm calorii la loc. Bem niște apă. Și parcă i-aș mai da din nou încă o dată forage. A, nu mă lasă. Ok. Suntem în regulă. Hai să verific dacă am luat tot de pe aici. Am luat tot. N-am pierdut nimic. Și suntem ok să plecăm. Și furtuna afară s-a dus. Au zis că nu mai face așa urât. Avem două bucăți accelerant. Mai erau pe aici niște bucăți de lemn. Parcă. Nu știu, de obicei mai găseam bucăți de lemn, dar văd că de data asta nu. Astea sunt toate verificate. Hai să ieșim și să plecăm înainte să verific first aid. De ce e candy bar în first aid kit? Adică cine pune o ciocolată de asta? Parcă s-a mai depus puțină zăpadă. Da. Ne e foarte frig din nou. Parcă aș vrea să mă duc la lupul ăla din nou, la hidrocentrală, să-l bat. Și să explorăm totul pe acolo, dar nu știu dacă merită. Hai să mergem prin altă direcție totuși. Hai să mergem în partea asta. Da, e foarte frig afară. Când e furtună așa, chiar dacă nu e... Uite, de exemplu, acum nu e furtună de aia mare. Dar chiar dacă bate puțin vântul, ți-e mult mai frig. E un viscol. Și la cât de frig e afară aici, în The Long Dark, nu sunt surprins că moare de frig săracul. Că
primirea aia cred că poți să o prinzi doar cu, doar cu un rifle sau ceva. Sau dacă găsești o căprioară moartă că a omorât-o un lup. În rest... Și iepurașul ăla ce sunteți, scute. În rest nu cred că poți altfel. Iar iepurii... Trebuie să pui un snare pe jos și să-i prinzi. Tot așa. Am văzut că din snare-ul ăla pe care l-am găsit poți să scoți tinder plugs în cazul care avem nevoie să mai punem pe foc. Parcă aș vrea totuși să-mi bage posibilitatea să tai copacii tu manual. Adică, ok, e mult mai ușor să apeși un buton și să pușim să ai copacii gata tăiați, dar parcă ți iau o grămadă din experiența aia survival. Și nu știu, parcă aș vrea și aici în The Long Dark să poți să tai copacii. Jocul ăsta, deși e în alfa, are foarte multe lucruri deja. Dar... nu e complet, în niciun caz. Și abia aștept să văd în momentul în care vor băga story-ul. Știu că cineva m-a întrebat pe comentarii, Max, de ce nu faci storyline-ul? Storyline-ul nu e introdus încă în joc. Nu poți să-l joci. Când te duci pe butonul ăla de story, îți spune că nu e disponibil în versiunea alfa. Probabil o să avem în curând, dar momentan nu e disponibil. Dar oricum, povestea e că tu ești un pilot de avion sau ceva și te prăbușești aici, în Canada. Și toată lumea a dispărut, nu știi de ce, probabil din cauza frigului. Și dacă nu vrei să dispari nici tu, trebuie să supraviețuiești. Trebuie să găsești resurse și să supraviețuiești. Wow, ce vânt! Deja mi-e frig, numai cât simt vântul ăsta. Cred că e mai mult din cauza sunetului. Sunetul e foarte realistic. Hai să ne urcăm pe aici. Sper să găsesc o cale de ieșire. Nu, habar n-am unde sunt în momentul de față. Aș vrea să găsesc o chestie de aia de pescuit sau poate trebuie craftată aia, nu știu, știe cineva? Lăsați-mi în comentarii dacă știți. Aha, gata, știu unde am ajuns. Am ajuns? Gata, știu. Aici parcă era o căprioară, dacă nu mă înșel, în cabana aia. Cabana aia stricată. Ia, hai să vedem. Și s-a mai depus cumva zăpadă? Se începe să depună zăpadă? Parcă nu era zăpadă atât de multă pe asta. Da, e o căprioară aici. Și niște lemn. O, ceva... Ceva nu e. Nu e niciun lup, așa că hai să luăm toată asta cu hunting knife-ul. Harvest meat. Ok. Hide. Hai să luăm și hide. Și hai să luăm și gut. Bun. Faza e că în momentul în care faci tu chestia asta, nu poți să controlezi caracterul sau să controlezi ce se întâmplă în jurul tău. Și dacă cumva vine vreun lup, ei poate să te mănânce ușor. Așa că trebuie să te asiguri că nu e nimic în jurul tău înainte să faci operațiunea asta. S-a mai dus puțin din furtună, dar tot mai e. Așa că hai să ne adăpostim. Cold, ne frig foarte tare. Conditionul scade rapid. Dar cabana asta e una din cele mai bune. Așa că vom fi în siguranță aici. Empty, empty, da, asta l-am verificat deja, am fost data trecută aici, hai să facem focul rapid. Wood matches, băgăm un accelerant, start fire. Fuel, n-am, shit, nu pot să, n-am fuel deloc. Hunger și thirst, fatigue, hai să mâncăm. Vezi câte calorii îmi dau astea military grade de merei? Foarte tare. Și mai băgăm granul la bar și scăpăm de hunger de tot.
Și putem să băgăm un Summit Soda. Ia să văd cam cât de mult îmi bagă la thirst. Nea. Mai degrabă mergem și băm niște apă. Ok, fatigue și cu cold-ul. Problema e că n-avem decât o oră de foc. Hai să profităm. Dacă tot avem o oră de căldură. Și să gătim. Venison raw. Cook. Să le avem gata făcute și pe aia putem să le mâncăm pe parcurs. Și oricum în timp ce se fac ele putem să ne și încălzim. Așa, herbal tea, tin of coffee, pork and beans cold. Tin of coffee, facem niște cafea, nu știu dacă mă ajută cu ceva, dar... Bun. Să vă pot să dau forage wood. Tools use, n-am tools. Să vă zice foraging. N-ar trebui să-mi dea fuel să pot să pun... Sau din cauza că n-am... Gata, acum am înțeles. Din cauza că n-am tools, n-am un topor, nu pot să bag... nu pot să tai loguri, bucăți mari să punem pe foc. Asta e problema. Oricum, vom rămâne în cabana asta până data viitoare. Și sper eu să găsesc vreun topor ceva să putem să tăiem lemne și să putem să ne încălzim ca lumea. Dar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!